Da, deci Sebastian Burduja, candidatul PNL la primăria Capitalei, urcă, se pare, pe locul 2 în topul în clasamentul candidaților pentru București la doar 4% în spatele lui Nicu Șordan. Să înțelegem, domnule Amuza, că Sebastian Burduja are mari șanse să câștige primăria Capitalei? Asta după ce ne amintim că la începutul campaniei electorale era pe locul 4. Uh, sigur, și cum ziceam și mai devreme, probabil că dacă vom căuta și nu departe așa în arhivă, vom găsi sondaje de zilele trecute în care s-ar putea să fie în continuare pe locul 4, depinde nu neapărat uh, cine sondează sau cine numără voturile, ca să facem aluzie la o vorbă care a intrat în mentalul colectiv, uh, ci mai degrabă uh, cred că poziționarea, ierarhizarea acestor candidați uh, în momentul de astăzi este strâns legată de uh, impactul uh, fiecarei uh, situații din campania electorală pe care ei încearcă să o prezinte. Pe de-o parte, pe de altă parte, totul are legătură uh, în priză directă cu uh, nivelul de participare la vot. Cu uh, în ce măsură uh, votanții din București vor alege cu adevărat să meargă în uh, data de 9 iunie să pună ștampila. Pe unul dintre candidații respectivi. Asta va influența cu siguranță cel mai mult această ierarhie, și surpriza cel mai probabil vine de acolo. Dacă mă întrebați pe mine, cred că lucrurile se joacă, pentru că majoritatea sondajelor până una alta indică egal care este topul, nu știu, 1, 2, 3. Uh, indică acești candidați mai degrabă într-o marjă de eroare. Deci, asta ar presupune că e foarte posibil ca ierarhia să se inverseze oricând cu uh, o prezență mai consistentă sau cu o absență uh, mai generoasă la nivelul capitalei. Uh, Care este e... profilul votanților din capitală? Și cât de diferit este el față de profilul votanților din țară? E, e, foarte mozaical așa, pentru că Bucureștiul, pe de-o parte, deși este cu siguranță un oraș emancipat, da, un oraș universitar, în capitala țării și are un specific pro-european, fără doar și poate, și mult mai liberal prin natură și istoric. Pe de altă parte, E compus dintr-o serie de sectoare, fiecare cu propria lui amprentă culturală, dacă vreți, care poate influența până la urmă modul în care oamenii gândesc cea mai bună soluție pentru edilul capitalei în ansamblu. Și mai mult decât atât, exact ce vorbeam mai devreme vis-a-vis -vis de prezența la vot, Bucureștiul este compus inclusiv din... Uh, sau în, în mare parte din uh, oamenii ai muncii. Această pătură mainstream uh, a. Da, uh, uh, uh corporatiștilor, a oamenilor care în perioada asta, iunie, iulie, s-ar putea să fie în pragul concedilor și rămâne de văzut în ce măsură vor fi cu adevărat prezenți ca să-și exprime uh, intenția de vot, uh, așa cum sigur o anunță în sondaje. De asta spun, uh, perioada, momentul în care se desfășoară alegerile Uh, acestea uh, este fix în buza concediilor uh, și o bună parte dintre oamenii care gândesc schimbarea și o exprimă și o argumentează poate cel mai consistent uh, s-ar putea să fie în toiul sau în orice caz în pragul uh, deciziei de a se elibera și nu știu câți dintre ei își doresc să-și petreacă zilele în felul acesta. Ar fi foarte plăcut și sigur surprinzător pentru noi să vedem cum oamenii se încolonează la urne în momentul în care spun că gata, mi-au o zi de concediu pentru asta. Sigur, e duminica, dar știm și cozile care se vor face înspre Bulgaria pe podul prieteniei.